Deci, e clar că am învățat-o de la mama, dar am început a împlie borșul, nu chiar îndată cum m-am iertat. M-am mai dus și eu pe măhal ca și alții mei. În primul rând trebuie să avem huși, să avem tărâță proaspătă și tărâța și cernută. Să moaie mai întâi tărâța cu apă rece, se adaugă jumătate de huși, să miestecă ghine și să lasă acolo chiar și pe un 3-4 ceasuri. Punem apa la fiert. Înainte de a începe apa să fiarbă, punem ingredientele. Leuștean uscat. Primăvara am grijă și mă duc și îmi strâng pui de vișină, anume pui. Și tot îi usuc și ia ca cimbur. Gata, putem turna. Punem capacul și îl învelim. E ca așa. Și să mai pun unul. Controlăm mâine. Dacă hușile sunt așezate și borșul deasupra limpede, gata. Ca să vă convingeți și borș acru fac eu, v-am adus să gustați din beci. Foarte acru.